Este o bucurie fără margini, într-adevăr, să stăm în prezența Domnului și să vorbim împreună despre Domnul, călăuziți de Duhul Sfânt sub promisiunea aceasta, Duhul vă va călăuzi, Duhul Sfânt vă va călăuzi, vă va conduce în tot adevărul. Este o, o bucurie cu siguranță în ea, fără frica aceea nesănătoasă Nebună uneori, pentru că avem această mare făgăduință a călăuzirii Duhului Sfânt. Suntem împreună la începutul unei mici serii de trei prezentări care vor fi legate de un singur cuvânt din Sfintele Scripturi. Titlul general este acea frumoasă mărturisire și vom regăsi această expresie în diverse ipostaze. Dar cu ocazia sărbătoririi Paștelor și cu ocazia sărbătorii jerfei Mântuitorului nostru, doresc să ne îndreptăm spre acest aspect despre care să fiu iertat, încă nu prea am auzit vorbindu-se, și anume câtă frumusețe a fost în Domnul și în suferința Lui, cât de frumos a suferit El, cât de frumoasă a fost mărturisirea Lui. Pentru că la Golgota și la Cruce și atunci când se predică sau se scrie sau se cântă despre acest eveniment, totdeauna este o atmosferă apăsătoare, grea, dramatică, sfârșitoare. Dar, iubiții mei, Sfânta Scriptură arată că frumusețea a fost prezentă și manifestată în locul acela nu te-ai gândit, este, este e un mediu în care nici măcar nu gândești că ar fi posibil așa ceva. Ce poate fi frumos în toată răstignirea aceasta, în, în, în barbaritatea aceea, în cruzimea aceea, în demonia aceea, concentrați acolo, mulțimile acelea care țipau, strigau, în cel cu trupul sfârtecat pur și simplu de bice și de lovituri. Ce poate fi frumos în așa ceva? Iubiții mei, vreau să mergem în prima epistolă a lui Pavel către Timotei, unde el îi spune tânărului ucenic să țină seamă de lucrul acesta. Este de o, de o însemnătate nemaipomenită. Dacă ar fi să reduc la, la minimum posibil, aș vrea să spun că Dumnezeu ne învață să nu Părăsim și să nu ne părăsească frumusețea manierelor, posturii noastre, atitudinii noastre, în indiferent ce împrejurare. Astfel că, în studiul nostru, vom privi asupra a trei aspecte se deschide un câmp de gândire enorm aici și de, de cunoaștere. Nu fără motiv a spus Ioan, dacă s-ar fi scris toate lucrurile, lumea nu ar fi încăput cărțile acestea, spune Evanghelia, dacă s-ar fi scris tot ce s-a întâmplat. Dar deși nu s-a scris pe hârtie, Duhul Sfânt continuă să inspire acest cuvânt și dacă lumea ar continua pentru un număr nedefinit de ani, Evangheliile ar continua să radieze această lumină. Pavel îi spune ucenicului său: Să nu pierzi din vedere frumusețea mărturiei lui Isus. Să citim în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 12, 13 la început. Tendem înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos, Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din pont. Tendem să trăiești frumos, tendem să gândești frumos, tendem să te exprimi frumos, tendem să ai un caracter frumos. uite te la urma pașilor tăi și lasă ceva frumos în urma ta. Aceasta îi spune Pavel lui Timotei, dar suntem în vremea lui Nero. Suntem în mijlocul unor persecuții cumplite, atât din afara Bisericii, cât și din lăuntru. Biserica e, un fi, e o plantă firavă, de-abia se naște. În fiecare zi sunt martirizați oameni, mulțimilor le place lucrul acesta și cu toate acestea tot mai mult se adaugă uh, sângele martirilor de bine sămânța Evangheliei. În acest context de neimaginat, Pavel atrage atenția ucenicului său, urmărește frumosul, frumusețea. Pe Dumnezeu nu-l părăsește frumusețea niciodată. El este frumos. Dumnezeu este frumos. Aș vrea să citim acest lucru în Eclesias, capitolul 3, versetul 11. El Face orice lucru El îl face frumos la vremea lui. Orice lucru îl face frumos. Nu există lucru urât la Dumnezeu. În, 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 niciun, în niciun aspect al umblării noastre cu Dumnezeu sau al descoperirii lui Dumnezeu către noi, nu există urâtul acest aspect. În orice caz, urâtul a fost proiectat să însoțească răstignirea și tot ce s-a întâmplat acolo de așa fel încât nimănui să nu-i trebuiască niciodată așa ceva, atât de urât, atât de groaznic cum a putut fi acolo. Ce poate fi frumos în așa ceva și totuși în mijlocul unor suferințe de neimaginat, Domnul a fost și a rămas frumos. De asemenea, Infernul a intenționat ca, prin tot ce se întâmplă, la răstignirea Mântuitorului nostru, să fie distrusă orice formă de credință. Cuiva să nu-i trebuiască niciodată așa ceva, pentru că este atât de urât, atât de groaznic, și cineva să nu creadă niciodată lucrurile acestea, pentru că ele au fost de așa natură, încât am putea să spunem că strigătul Mântuitorului nostru, Dumnezeul meu pentru ce mai părăsit, este expresia cea mai înaltă a suferinței lui Dumnezeu, alături de suferința familiei umane. Este grozav lucru. În acest context, cu Dumnezeu care face orice lucru frumos, Pavel îi atrage atenția tânărului ucenic. Nu uita să pui frumosul în tot ce faci. Vorbește frumos, răspunde frumos, planuiește frumos, cu frumosul în minte. Toate lucrurile lui Dumnezeu sunt frumoase, indiferent cât de dureroase, indiferent ce, tragi, ce fel de tragism am putea să constatăm într-o situație sau alta, ele rămân frumoase. Aici, în versetul 12... Pavel recomandă pe tânărul ucenic în faptul că a urmat exemplul Mântuitorului nostru. Tot ce a fost scris în Scripturi, în Evanghelii, este scris pentru învățătura noastră. Cuvântul pe care îl citim noi, Trebuie să devină trup și viață. Și ia să vedem noi tânărul ucenic în împrejurările persecuțiilor lui Nero. Când a venit la biserică, face parte din biserică, era mult mai primejdios decât pe vremurile în care, pe care le-am trăit noi în țară. A devenit creștin în vremea aceea, era pur și simplu sinucidere. Era condamnare la moarte, dacă nu azi, mâine. Și era distrugerea casei și a familiei și aruncarea la fiare sălbatice, în arene, în circuri. Deci lucruri de neimaginat au tăiat, au decapitat pe Iacov, fratele Domnului, și constatând că place lucrul acesta mulțimii de oameni, au luat și pe Petru să facă același lucru. Dar Dumnezeu a arătat că suferința nu e de capul ei prin o gradă aceasta și că nu există nicio moleculă de capul ei, de fapt. A, în timp ce El a îngăduit ca a, lui Iacov să-i se taie capul, a, nu a îngăduit să se întâmple acest lucru lui Petru. Unu a, pentru unul a fost da, pentru altul a fost nu. M-aș bucura să fi fost în locul oricăruia dintre ei. M-aș bucura să fiu în locul lui Iacov să am acest sfârșit binecuvântat al credinței în care depun înaintea lui Dumnezeu viața mea nemaipomenit. M-aș bucura să fiu și în locul lui Petru, că am fost scăpat, atât de mare a fost această minune că n-au putut crede oamenii din vremea lui. Dar ceea ce mă bucură cel mai mult este că lucrurile nu sunt de capul lor. Și atunci când oamenii pun la cale planuri și atunci când le reușesc planurile acestea, ei ajung exact acolo unde i-a Dumnezeu, pasă în față cu el, rămân luiți, Acest lucru s-a întâmplat cu Timotei, cuvântul a devenit viață în el, trup și viață. Și iată ce spune în versetul 12. Aceeași expresie, urmăriți lucrul acesta. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Aceeași expresie. În versetul 13 spune despre Mântuitorul nostru că a făcut această frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, dar nu numai a lui Pilat nenumărat martori au fost acolo, mii de oameni au fost acolo, cerul și pământul erau acolo. Toate a făcut acea frumoasă mărturisire. Același lucru este spus despre tânărul ucenic. Ai făcut acea frumoasă mărturisire. Ai călcat pe urmele Domnului și Mântuitorului tău. Te îndemn, spune Pavel mai departe, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat. Te-ai gândit că frumosul e pentru alte situații, pentru întâlniri de bucurie, pentru o nuntă, pentru uh, o adunare de sărbătoare, te-ai gândi că frumosul este pentru natura care reînvie, pentru artă, pentru ce frumusețe poate fi în prezența lui Pilat. Ce frumos poate fi în prezența unor oameni însetați de sânge, orbiți, înnebuniți, înduplecați de către preoți și cărturari, răgniți, strigați, cereți moartea lui ce poate fi frumos aici? Noi suntem chemați să trăim frumos și suntem chemați să murim frumos. Suntem chemați ca niciodată să nu te părăsească bunătatea. Niciodată! dar cum poți în astfel de împrejurări? Tocmai aceasta este taina asupra căreia ne vom opri noi cu această ocazie, prin care Bunul Dumnezeu ne echipează, ne înarmează, ne imunizează pe noi pentru ziua cea rea, spune Biblia, sau pentru ziua cea frumoasă, pentru ziua cea primejdioasă a biruinței. După ce vei fi biruit totul ziua cea rea, o care e ziua cea rea după ce am biruit totul? Păi să te îngânfi și să uiți de Dumnezeu. E mult mai periculos decât acolo unde ai căzut și suferi în smerenie și în umilință. Pentru aceasta ne pregătește cuvântul lui Dumnezeu pe noi. Mergem în Matei la capitolul 5. Versetul 10, unde Mântuitorul se referă specific la acest lucru. Și uh, urmărim cuvintele pe care le spune el ferice de cei prigoniți, persecutați din cauza neprihănirii, din cauza altor, nimeni să nu sufere ca hoț sau ca ucigaș sau de, de, drept comun, ci din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea, acesta e motivul, din cauza Domnului din cauza numelui Lui Sfânt, oamenii vă vor ocorâ, vor vorbi urât la adresa voastră, vă vor prigoni, vă vor persecuta și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Ferice de voi! Unde este fericirea, frate? Păi tocmai acest lucru să nu uiți, Mântuitorul nostru a dat o mărturie frumoasă în confruntarea cu moartea și încă moartea de cruce. Noi suntem chemați la acest lucru în confruntarea cu încercarea vieții noastre, care nu se apropie și nu seamănă cu amântuitorului nostru, dar care are același izvor al puterii și punctul cel mai important al suferinței este prezența lui. Din pricina mea, oamenii vă vor vorbi urât, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Vai ce nenorocire! Nu, aceasta e fericire! Dacă din cauza credincioșiei tale, dacă din cauza numelui lui Dumnezeu suferi, aceasta este Definiția fericirii. Dar lucrurile nu se opresc aici, ci în versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune Bucurați-vă și înveseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. De obicei, când suntem blamați, când, când suferim vorbirea aceasta toxică, otrăvitoare, denunțul, învinuirea, Uh, ne înarmăm cu un fel de rezistență, încercăm să rezistăm, încercăm să nu luăm culoarea răului acestuia, să nu ne lăsăm transformați de el. Asta e ce încercăm noi acolo, dar Mântuitorul spune nu, nu se oprește aici. Treci dincolo de lucrul acesta, ci bucurați-vă și înveseliți-vă. Pentru ce? Pentru faptul că se vorbește așa? Că... Mântuitorul spune: Eu știu ce spun. Pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Vom urmări această frumoasă mărturisire a Mântuitorului nostru sub învinuire. Era normal ca în momentul în care el a fost adus înaintea guvernatorului, înaintea lui Pilat și înaintea Sinedrilui și înaintea la întreg poporul, era de așteptat să se anunțe sau să fie prezentate capete de acuzare împotriva lui. Care este crima pe care a săvârșit-o ca să poată fi judecat și condamnat pentru lucrul acesta? Și a urmat învinuirea. Iubiții mei, am trecut prin locul acesta, stăteam la o masă în orașul Târgoviște, mi s-a dat o hârtie și mi s-a spus, scrie pe hârtie aceasta, am conspirat împotriva Partidului Comunist Român și a Republicii Socialiste România. N-am scris, bineînțeles. Țipete groaznice pe care n-aș vrea să le imit aici, încercări de intimidare, fel și fel, mi-a dat Dumnezeu o stranie liniște în sufletul meu în momentele acelea. Și i-am spus, domnule ajutant, dacă lucrul acesta ar fi adevărat, nu-l aș spune. Dar cu atât mai mult nu-l voi spune acum pentru că nu este adevărat. Afară de credința Domnului nostru Isus Hristos și de Evanghelie, altceva în lume eu nu am vorbit. Nu am deschis gura niciodată pe linie politică, scrie și scrie și scrie. Acuzație de crime de uneltire împotriva statului de către un evanghelist itinerant, cum eram eu, care zugrăveam case și mergeam din loc în loc și vesteam Evanghelia la fiecare ocazie pe care o aveam de a lucra ceva în, în, profesia, în meseria mea de zugrav. Scrie, scrie, scrie. Nu este simplu, nu e deloc ușor și mă gândesc că omul fără Dumnezeu trebuie să fie teribil de înspăimântat pentru că o astfel de învinuire, o astfel de acuzație, nu contează atunci când ura oamenilor se manifestă. Nu contează dacă e adevărată sau nu. E destul că s-a spus lucrul acesta. Din clipa aceea el devine fapt. Și sunt oameni care au stat ani nesfârșiți în închisori, au fost bătuți până la moarte, mulți dintre ei au murit acolo, au fost mormântați în grob comune pentru lucruri pe care nu le-au făcut niciodată. Nu li s-a dat niciodată ocazia să se apere, să spună nu este așa, uite cum stau lucrurile. N-a fost nimeni care să verifice lucrul acesta ci pur și simplu răutatea și-a manifestat o travă a ei în învinuirea și în acuzația, care nu avea nicio legătură cu Mântuitorul nostru în cazul acesta, dar și cu unii oameni care au suferit absolut pe nedrept. Se întâmplă chiar aici în Statele Unite când și când auzi omul acesta a fost ținut 28 de ani în închisoare pentru o crimă pe care n-a comis-o niciodată. Omul acesta nici n-a trecut pe acolo, nici n-a fost acolo. A fost aruncat de unii oameni cu bani sau cine știe cu ce influență și putere. A fost pus asupra lui învinuirea aceasta. Niciodată n-a avut puterea sau banii de a reuși să investigheze și să, să răstoarne acuzația aceasta. A trăit atâta timp. Chiar îl întrebau pe unul dintre acești mari suferinți, căruia i-au dat sume astronomice de bani, dar dânsul a spus, zice, banii pot fi dați, dar viața înapoi nu are cine să-ți dea. Dar cum ai petrecut timpul ăsta când știai că niciodată nu s-a întâmplat așa ceva? Nici nu ai avut în minte așa ceva. Cum ai suferit în vinuirea aceasta? Și Dumnealui spunea atât de sincer și adânc, m-a ținut Dumnezeu. Dumnezeu mi-a întărit sufletul. M-am gândit în fiecare zi la El și am știut că vine o zi în care Dumnezeu va așeza adevărul. De aceea Biblia spune, nu numai să suferiți, bucurați-vă, pentru că vine ziua în care Dumnezeu va transforma orice fel de învinuire, de batjocuri, așa cum o să studiem în prezentarea următoare, indiferent ce pot să arunce oamenii asupra unui om. Vine ziua în care Dumnezeu va transforma toate acestea prin puterea pe care numai El o are de a supune toate lucrurile. El va supune învinuirile acestea și mizeria aceasta sufletească teribilă le va transforma într-o răsplată sfântă despre care a zis El, bucurați-vă pentru că ea vine. Ei a venit acolo și au început să-l pârească. Pe omul acesta l-am găsit ațâțând neamul nostru la răscoală. S-a întâmplat vreodată așa ceva? Este cineva aici care vreodată a auzit că l-am tras deoparte și i-am spus hai să, să, să ne răsculăm, să ieșim la drumul mare? Uitați-vă, nu are niciun fel de... Sub aceasta, Mântuitorul nostru depune o mărturie frumoasă. El știe să primească învinuirea nedreaptă, pentru că acolo la Dumnezeu adevărul etern domnește. Acolo se știe cum stau lucrurile. Aici se schimbă, se mută într-un fel sau altul. Acolo însă adevărul lui Dumnezeu este etern. Și neadevărul se găsește sub numărătoarea inversă. Timpul neadevărului se scurge cu fiecare clipă care trece. Adevărul lui Dumnezeu vine, ia loc și rămâne pentru totdeauna. Omul acesta l-a găsit astăzi în neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului, a spus el așa ceva, și zicând că el este Hristosul împăratul. Lucrul acesta a fost spus mai mult de toți cei care au fost în jurul lui, nu poate fi altcineva, n-are cine face așa ceva decât Hristosul împăratul aș dori să urmărim atitudinea mântuitorului nostru în mijlocul și sub această învinuire ca să învățăm cum să rămânem într-o atitudine frumoasă atunci când învinuirea este atât de urâtă. Și dacă suntem conștienți de prezența lui Dumnezeu cu noi, dacă suntem conștienți că el știe acest lucru, ne vom bucura tainic în inima noastră că vine ziua în care el va aprinde lumina. Și atunci ați văzut cum fug gândacii și toate celelalte. Vine ziua când El va aprinde lumina, când adevărul va străluci ca lumina zilei. Cuvântul lui Dumnezeu a păstrat câteva ilustrații pentru noi, arătându-ne. Nu doar Domnul a făcut lucrul acesta pentru că era Domnul, ci și toți aceia care au învățat de la El și care au primit puterea Lui, au călcat pe urma pașilor Lui, cum vorbeam de tânărul ucenic Timotei, care din pricina Mântuitorului care a prezentat acea frumoasă mărturie înaintea lui Pilat și el la rândul lui a prezentat, a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori, după pilda și sub puterea Domnului nostru Isus Hristos. În fapte 5, versetul 40, Cuvântul lui Dumnezeu arată cum ucenicii erau judecați pentru această... Li se, li se punea practic o cruce în spate, așa cum s-a întâmplat cu Simon din Cirena. El a fost un, și un simbol al omului care poartă o cruce care nu este a lui, dar care este onorat cu această cruce să calce pe urmele Mântuitorului lui. Nu era crucea lui Simon din Cirena, i-au pus crucea în spate să o care, dar ce cinste mai mare putea fi? Poate că pe moment nu a înțeles, dar mai apoi veți înțelege așa cum a spus Mântuitorul. Au pus să-i bată cu nuiele, erau acolo niște oameni numiți lictori, în, și aveau un închid groaznic de nuele extrem de rezistente și băteau până la ruperea cărnii, așa cum au fost bătuți în beciurile noastre oameni care n-au avut nicio legătură. Povestea o doamnă, am ascultat-o, eram învinuită de lucruri de care nu știam, exact cum spune în psalm, zice, sunt învinuit de lucruri ciudate de care n-am auzit niciodată și mi se cerea, așa cum și mie mi se cerea și mi se forța mâna să scriu și să recunosc că am la activ acest lucru sau acel lucru. Și i-am spus, zic, nu are nicio legătură cu viața mea lucrul acesta. Iată ce scrie aici, după ce au pus și i a bătut cu nuiele, i-a oprit să vorbească în numele lui Isus și le-a dat drumul. Versetul 41 acum. Cum au rămas ei sub această atât de nedreaptă suferință? când suferi pe drept, așa cum spune, cum spun multe studii, când un om știe de ce suferă, Victor Frankl deosebi subliniază aceasta, când un om știe de ce suferă, când are pentru ce să sufere, are un obiectiv anume minte, suferința este de o altă natură. Când suferința este atât de nedreaptă, când suferința este legată de lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea, Există riscul acesta ca sufletul nostru să obosească și să cadă, luptând să rămână în picioare. Dar nu numai că ni se cere acest lucru, ci ni se spune bucurați-vă în timpul acesta, bucurați-vă că acuzațiile acestea nu sunt adevărate, ar fi putut să fie adevărate, diavolul ar fi proiectat să fie așa și mult mai rău dacă se putea, dar nu, nu sunt adevărate. Bucurați-vă de lucrul acesta. Aceasta mi se întâmpla mie când am fost sub această anchetă, uh, undeva tainic în sufletul meu primeam confirmarea lui Dumnezeu că niciodată, așa cum spune eu, niciodată nu, nu am umblat după așa ceva, nu mi-a trecut prin minte vreun lucru de felul acesta. La fel a fost cu apostolii, au trecut prin această bătaie groaznică și li s-a dat drumul după care ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat Bucurați-vă! S-au bucurat că au fost învredniciți, înnobilați, să fie batjocoriți pentru numele Lui. Acum, iubiții mei, în psihologie s-a arătat că dacă intervine o senzație mai tare decât durerea pe care o avem la un moment dat, durerea dispare, uităm. A, a, doare măseaua și a luat focasa, am uitat, nu mai se discută, sau riscă un copil este în primejdie, uităm de, de lucrul acesta. Încă un cetățean a, a văzut căpșorul unei fetițe într-un torent de apă care se apropia de intrarea pe, pe, o, pe o conductă. Și omul acela s-a aruncat printre lemne și bușten, uitând că nu știe să note. Dorința lui de a salva sufletul acestei fete a fost mai mare decât faptul că el nu știa să note. A fost răsplătit după aceea și l-au întrebat ce te-a determinat să faci lucrul acesta, dorința de a o scăpa de la moarte. Dar zice, când am sărit și când eram în aer, atunci mi am amintit că nu știu să note. Iubiții mei, bucuria de a suferi pentru Domnul, numele lui Domnului Isus Hristos, a fost mult mai mare decât suferința pe care au provocat-o nuielele acelea, ale lictorilor, bătăile acelea groaznice la care supuneau oamenii aceștia pe martorii învierii Domnului nostru Isus Hristos. De aceea spune Biblia că s-au bucurat, pentru că au fost învredniciți, a fost o înnobilare pentru ei. Tot ce este legat de numele Domnului nostru Isus Hristos, e bine să ți repeți ție însuți, în sufletul tău, când o, o experimentezi o suferință autentică pentru numele lui Isus, din cauza aceasta ești batjocorit, ești prigonit, ești, ești discriminat, suferi din cauza numelui lui, Lucrul acesta să-l ții viu înaintea ochilor tăi, pentru că el va deveni o nobilare pentru tine. Nu o înjosire, o batjocură de genul nu pot să dau niște detalii, dar pierdeau funcțiile corpului sub bătăile acestea cumplite pe care le, le dedeau oamenii aceia. Cum s-a întâmplat, repet, aici la noi? Dar bucuria de a suferi, bucuria pentru numele în care, datorită căruia sufereau, a fost așa de mare că ei au considerat lucrul acesta o nobilare, să fi bat jocorit pentru numele lui Isus. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși ascultau, cum mai puteți cânta? Cum puteți să, să cântați așa de frumos, într-un loc așa de urât, pentru o condamnare atât de nedreaptă? Cum puteți să faceți lucrul acesta? Ei se rugau și înălțau cântări de laudă, pe la miezul nopții, scrie Scriptura. De aceea Biblia a spus, ne bucurăm și în necazurile noastre și Petru în capitolul 1 din 1 sa epistolă, începând de la versetul 6, spune, în de aceasta vă bucurați mult, măcar că dacă, acum dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, dar ne bucurăm și în întristările noastre, Uh, nu știu dacă pot să folosesc o astfel de expresie dar ne bucurăm și în întristările noastre pentru că știm pentru cine suferim iubiții mei, cuvântul acesta lui Dumnezeu pe care Pavel l-a scris ucenicului său Timotei uh, 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 acesta argumentul pentru care te chem la o viață frumoasă pentru o mărturia frumoasă pe care Iisus a adus-o înaintea lui Pilat acesta, uh, uh, acest cuvânt a dat putere acestor oameni să se bucure mult. Vă bucurați mult! Și scrie în versetul 8: Pe care voi îl iubiți pe Mântuitorul nostru, fără să-l fi văzut, credeți în el, fără să-l vedeți, și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor, no sufletelor voastre. Epistola către evrei spune, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Vă puteți imagina ce diferență în unele cazuri, oamenii cărora le au fost răpite averile au fost atât de înrăiți, fie că au omorât pe cineva sau s-au omorât ei înșiși. A fost un caz grav în, în oraș lângă noi, când i-au demolat casa o persoană s-a sinucis. A fost, a fost groaznic. Iar aici, în epistola către Evrei, spune, zice, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Oare se putea o mărturie mai puternică decât aceasta pentru cei care răpeau, care răpeau libertatea, proprietatea, tot ce avea familia, tot ce era acolo? Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Expresia aceasta și frumusețea acestei mărturii a fost de așa natură încât persecutorul Saul din Tars devine frate frate Saule. Ea a răsturnat întreaga ființă pentru că el a recunoscut în spatele seninătății și frumuseții cu care Ștefan îndrepta privirea lui spre ceruri, a recunoscut supranaturalul. A spus, numai Dumnezeu poate face un om în condițiile în care era lovit și zdrobit cu pietre, în condițiile acestea și îndreaptă fața spre cerul și în spiritul mărturiei frumoase a Domnului Isus Hristos, el moare frumos. Dă o mărturie frumoasă. Nu se uită cu ură, bă, vine iadul peste voi sau nu, din potrivă, el se roagă senin și fericit, tată, te rog, nu ține în seamă greșeala fraților mei. Și eu aș face aceeași greșeală dacă aș fi în locul lor. Nu ține în seamă lucrul acesta. Și zicând a Doamne Iisus se primește Duhul meu, zicând aceste cuvinte, a adormit o Așa puterea a fost acolo. Și la fel în epistola către evrei, Biblia spune, voi ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Lucrul acesta ne este dat nouă ca învățătură și trebuie să învățăm să trăim în acest fel. De obicei ne întunecăm la o mică jignire, la dacă auzim o vorbă rea, imediat luăm telefonul, cum ți-ai permis să zici așa ceva de mine? Mi-a spus cu tare, ce s-a întâmplat și așa mai departe. Uh, pierdem o ocazie. Pierdem o ocazie mare în care să învățăm să ne bucurăm, să dăm o mărturie frumoasă când, când cineva își bate joc de noi. Să dăm o mărturie frumoasă când cineva ne învinuiește pe nedrept. Să dăm o mărturie frumoasă când ne-a răpit tot ceea ce era cu dreptul. Era numai drept și era numai normal și atunci ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Chiar discutam uh, cu un grup de tineri și am uh, întrebat uh, care dintre voi ar putea să spună, după părerea voastră așa, cam, care este prețul unei vieți și sigur că a fost, a fost un pic de, de, de confuzie. Nu, nu, nu știau cum se poate aprecia o viață de om. Și am spus că acest lucru n-ar trebui discutat niciodată, pentru că viața nu e de vânzare, în primul rând. Nefiind de vânzare, nu are sens să mai discutăm de preț, din moment ce viața nu e de vânzare. În momentul când cineva și-a vândut viața pe ceva, din clipa aceea a pierdut-o, el nu mai are, nu? Că a obținut nu știu ce preț pentru viață. Prețul este inexistența. Și în fața acestor lucruri, în fața unor uh, suferinți de felul acesta, sau chiar. Moartea, așa cum scrie în epistola către evrei au pribegit prin munți, au îmbrăcați în piei de capre, în suferinți de necrezut. Citeam despre uh, frați care au trecut alpii de sculți iarna. Este de neimaginat așa ceva, o așa suferință. Și copii și bătrâni și toate acestea, și spune Biblia, au primit cu bucurie lucrul acesta. Partea cea mai importantă a vieții noastre este această, Atitudine frumoasă cu care răspundem răului, biruiește răul prin bine. Nu lăsa nici măcar să-ți se întunece fața sub o astfel de suferință. Arată, spuneam, tuitorul când postești sau când suferi, să ai o față luminată arătând că tu postești sau suferi cu numele Tatălui tău în minte. Când a fost învinuit. Mântuitorul nostru n-a răspuns nimic la învinuirea preoților, celor mai de seamă și a bătrânilor. N-a răspuns niciun cuvânt. Pilat s-a mirat, versetul 14, Iisus n-a răspuns la niciun cuvânt și așa că se mira foarte mult dregătorul. Cum de nu răspunde? Cum de nu se apără ca disperatul? Sau cum scrie în Iov, să se apere ca un nelegiuit, să scape de la moarte? Nu, Iisus nu răspunde la aceasta. De ce? Ieri, parcă sau al alter, citeam, dacă nu ți-am răspuns, nu este pentru că ai dreptate, ci pentru că răspunsul nu-ți mai folosește. Nu te mai poate ajuta cu nimic. De aceea Iisus a tăcut, pentru că oamenii aceștia nu aveau trebuință să li se spună că învinuirea lor nu este adevărată. Nu, ei știau acest lucru. Păcătuiau în lumină de plină, știau ce fac, știau ce vorbesc. Sunt multe argumente care arată lucrul acesta. Dar Mântuitorul rămâne senin și dă această frumoasă mărturie cu această ocazie. Judecarea sau nedreptatea aceasta a pornit din start, când s-a întrunit sfatul acesta, Comitetul acesta al bătrânilor și al preoților și al cărturarilor. Ei nu s-au întrunit să exploreze problema, să afle adevărul. Nu, no. ci ei s-au întrunit cu hotărârea de a ucide pe Isus. Acesta nu a fost nici de cum un comitet, a fost un complot în care ei deja au venit cu gândul acesta și au căutat argumente pentru ceea ce deja hotărâseră în mintea lor. După ce au hotărât, uh, hotărât să-L omoare în Matei 27 cu 1, când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Isus ca să-l omoare. N-au ținut sfat ca să afle adevărul. De multe ori noi punem efort pentru a, pentru a, spune adevărul, a așeza lucrurile acolo unde aparțin, demonstrăm, aducem argumente. Nu era cazul aici pentru că ei hotărâseră să-l omoare. Aceasta, acesta nu era un sfat, ci era un, un complot mai departe la au mâinile lui Pilat și, iubiții mei, straniu, dar de ne și de neimaginat, primul martor al apărării Mântuitorului nostru Isus Hristos, cu o mărturie Îndoielnică, tragică, aș vrea chiar să nu ne ocupăm de lucrul acesta, dar primul martor al nevinovăției mântuitorului nostru a fost omul care a strigat în biserică, în adunare: Am vândut sânge nevinovat, am păcătuit, a fost omul care a aruncat în templu, acolo, proba, corpul delict al vânzării arginței aceea. Și omul acesta nu a zis simplă vorbă, ci a semnat declarația lui că Isus este nevinovat, a semnat declarația lui prin propria lui moarte. Pentru că așa spune Sfânta Scriptură, după ce a spus Matei 27:4, am păcătuit, am vândut sânge nevinovat, ce ne pasă nouă i-au răspuns ei, treaba ta, și în versetul 5, Iuda a aruncat argint în templu și s-a dus des a spânzurat. A mărturisit cu moartea lui, el a fost, fără plan mă gândesc, sau nici nu știu cum să formulez, dar a fost un martor al apărării, în sensul că a, a mărturisit, în dreptul Mântuitorului nostru că este neprihănit. Lucrul acesta nu era o scuză pentru ceea ce, sau o compensare pentru ceea ce s-a întâmplat. Sunt două lucruri de ordine complet diferite. Dar mărturia lui a fost adevărată. S-a mai întâmplat ceva extraordinar. În afară de faptul că a mărturisit cu moartea lui că a vorbit serios când a spus sângele lui Isus este neprihănit, omul acesta e nevinovat. S-a mai întâmplat ceva extraordinar, cu banii aceia adunați de acolo preoții grijulii ca să nu calce cumva legea, adică poți să cumperi sânge cu bani, dar nu ai voie să pui banii aceia în visteria templului, legalismul religiilor și al nostru, al tuturor, în momentul în care facem din lucrul acesta un pretext au luat banii aceia și au cumpărat o țarină, țarina olarului pentru îngroparea străinilor și culmea, cum lumea a știut istoria acelei țarini și a numit-o țarina sângelui, pentru că a fost preț de sânge care a fost luat de acolo. Și după cum era mormântul lui Iosif în Egipt, care dădea de mărturie continuu de, de nădejde a eliberării din Egipt, să luați oasele mele de aici. După cum mărturisea mormântul lui Iosif în Egipt, sigur în partea luminoasă și pozitivă, tot la fel în partea întunecată și groaznică, mărturisea ogorul acesta, ogorul sângelui, despre faptul că sângele lui Isus a fost neprihănit. Generații și generații au putut să audă glasul acesta al vânzătorului sinucigaș, care a refuzat să mărturisească în timpul vieții lui pe Mântuitorul. I-a fost rușine sau a refuzat să creadă sau au fost alte lucruri, dar a mărturisit un adevăr în momentul în care nu-i mai era de folos și a descărcat cumva sufletul înaintea celor cu, care săvârșise crimea aceasta și pe care nu i-a mișcat absolut nimic, inclusiv această dramă nemai auzită prin care omul acesta a țipat legat de păcatul lui și a, a, a avut acea clipă de luciditate, a devenit un martor al apărării lui Isus și a lăsat un monument după el, a semnat cu moartea lui, apoi a lăsat ogorul sângelui după el, n-a -a schimbat cu nimic uh, sufletul acestor oameni. Dar uh, mărturia lui a fost cunoscută și a rămas în istorie uh, ca un monument al în instaurării adevărului, indiferent cât de cumplit ar fi minciuna sau nedreptatea sau batjocura sau învinuirea, ea are zile numărate, vine ziua adevărului și adevărul a rămas în istorie până în această zi. Iubiții mei, mărturia aceasta în dreptul Domnului nostru Isus Hristos ne face pe noi să înțelegem de unde venea frumusețea cu care El a trecut prin suferința aceasta de neimaginat și acum, Tată din ceruri, te rugăm să îmbraci și sufletul nostru cu această frumusețe când trecem prin felurite încercări și să ne ajuți, Doamne, să suferim frumos să pierdem frumos sau să trecem prin prigoană, prin orice altceva, cu seninătatea cu care Mântuitorul nostru a trecut. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru pilda vie a vieții tale și pentru puterea pe care o găsim în cuvântul tău, de a călca pe urma pașilor tăi prin Domnul Isus Hristos. Amin.